Centrul Cultural Pitești și Fundația Literară Liviu Rebreanu au organizat o seară de muzică cultă și poezie din cartea cu titlul Patimile Pianinei, semnată de poeta și profesoara Alora Albulescu-Șerp. Spectacolul a fost susținut de pianista Camelia Pavlenko și de tânărul actor Cristian Mardare, ambii din București. Interpretarea de excepție a oaspeților a delectat și surprins plăcut auditoriul avid de cultură de calitate. Peste străzi îmbătate, cu plânsetul dracului plin de minuni și de atâta trădare, târând clipele suspendate între iluzie și libertate. Libertate. Minciuna! Începe cu mine! În fiecare dimineață când mă trezesc într-o nouă ficțiune și mă prefac în eu, îmi adun obrajii prelinși peste fața de pernă brodată cu lacrimi, îmi pun solții pe ochi după ce mi-am plimbit mătrăguna din priviri și iar și iar coloana vertebrală mi-o zvârl în cele patru vânturi să alerg în nesfârșită alergare și în risipire de mine, până când, vă asigur, eu nu mai sunt eu. Zăpada ochilor tăi este când albastră, când verde, raze pervers lunecătoare. Știi cât doare ninsoarea claviaturii izbită în oasele mele? Face o scară pe care coboară și urcă la stele visele sclipitoarele.
mele. Se făcea că te mai caut de la o tâmplă la cealaltă, de la un strigăt la o șoaptă, din mâna stângă în mâna dreaptă, și parcă se rupea cărarea de lume pe sub pașii reci, neauzită în mine marea te aștepta și nu voiai s-o treci. Știi cât mă doare claviaturii izbită în oasele mele? Știi, neauzită în mine marea te aștepta și nu voiai s-o treci. Când rockerii se împleticesc sub povara capenelelor din care au dispărut visele, iar la semafor s-a aprins o inimă de fluture nou născut. Trupul străzilor dogorind de iubire, una cu trupul meu împrumutat nopților fără lună, când apurul șoaptelor se strânge ca un ștreang de mătase în jurul sufletului. Mătase în jurul sufletului. La finalul manifestării, publicul a dialogat cu artiștii, exprimându-și impresiile, dar și propunerile. În seara asta am asistat la rescrierea volumului meu. Ați ascultat versuri din volum pe care eu îl recunosc ca al meu, dar în seara asta l-am regăsit într-o cu totul și cu totul altă manieră, cu alte semnături. Invitații, doamna profesoară Camelia Pavlenko și actorul Cristian Mardare, au reușit să mă rescrie pe mine însă. Și mă recunosc și nu mă recunosc, dar cred că toate lumile în care am fost purtați nu mie mi-aparțin, ci lor. Doamna Pavlenko a mai avut o altă ocazie în care ne-a arătat o altă fațetă a dumneai ei, pornind de la același volum. Și